Unii oameni spun, în această bisericuță intimă trăiesc Sfânta Liturghie. Într-o biserică mare nu trăiesc. Dacă este vreo bisericuță văruită în alb, nu simt nimic. Dacă însă este pictată, are catapeteasmă frumoasă, acolo trăiesc Sfânta Liturghie. Însă acestea sunt pentru un om care n-are poftă de mâncare și îi pui puțină sare, puțin piper, ca să-i vină pofta de mâncare, Părinte, dar acestea nu joacă un rol? Nu ajută? Nu spun că nu. Ajută și acestea, dar să nu se sprijine cineva numai pe acestea. Altfel, omul va tinde să-l trăiască pe Hristos în chip magic. Va cere chilie întunecoasă, candelă cu lumină puțină, bisericuță intimă. Fără acestea nu se va putea ruga. Ori în tren de te afli, ori în peșteră sau pe drum, să fie același pentru lucrul acesta. Dumnezeu a făcut pe fiecare om ca pe o bisericuță pe care fiecare o poate duce oriunde cu el. Toți caută o odihna, dar aceasta vine din lăuntrul nostru. Iar aceia sărmanii care merg din mănăstire în mănăstire, îl caută pe Hristos, dar Hristos este lângă ei. Deși îl pot afla fără de osteneală, se ostenesc și în cele din urmă nu-l află, pe un om duhovnicesc nu-l odihnește umblarea și vederea diferitelor lucruri vrednice de văzut. Aceasta este pentru cei ce suferă ca să-și uite puțin supărarea lor. Unui om duhovnicesc care are mângăierea duhovnicească nu-i acestea. Iar dacă nu are mângăierea duhovnicească în lăuntrul său, unul ca acesta nu se deosebește de cel lumesc. Vederile și interesele sale vor fi și ele lumești, nu vor fi duhovnicești. Va căuta iarăși cum să se odihnească prin ceva lumesc. Mulți vin în Sfântul Munte, cercetează diferiți părinți, se entuziasmează de cele ce le aud de la fiecare, le explică în felul lor propriu, le încurcă și apoi zic: Am petrecut foarte bine. În timp ce, dacă ar fi cercetat un singur părinte, i-ar fi cerut sfatul și ar fi încercat să pună în lucrare cele auzite, ar fi fost mult mai folosiți. Însă ceea ce fac ei se numește turism duhovnicesc. Își pierd timpul, se ticăloșesc fără scop și nu se folosesc. Cât de odihnitor ar fi fost pentru ei dacă ar fi rămas lângă un părinte și ar fi pus în lucrare cele pe care le-a auzit. Căci atunci ar fi simțit odihnă untrică în timp ce acum umblă din loc în loc și se odihnesc privind verdeața Sfântului Munte ca și cei lumești. Sunt și unii care spun, voi merge la cutare Panagia, voi merge la cealaltă Panagie. Dar Maica Domnului este una și aceeași, iar aceasta nu fac din evlavie, ci fiindcă vor să iasă afară, să se răcorească. Din aceasta poți înțelege că oamenii nu au liniște, iar dacă cineva nu are evlavie și smerenie, chiar de la-i băga în lăuntrul sfântului mormânt, nimic nu va vedea. Însă dacă va avea evlavie, chiar și pe Golgota poate vedea sfânta lumină. Odată, un frate din mănăstirea Sfântul Sava a mers în sâmbăta mare la Sfântul Mormânt ca să ia Sfânta Lumină pentru mănăstirea sa. Există acolo obiceiul ca mănăstirile din jur să trimită monahii ca să ia Sfânta Lumină. Acesta a făcut o viclenie. Deoarece purta rasă, i-a împins pe Miren și a mers în față. După aceea însă, venind niște clerici, l-au îndepărtat de acolo deoarece fusese stabilit unde avea să stea fiecare. Atunci fratele a început să se mustre pe sine. Omule ticălos, în halul în care ești, ai mai îndrăznit să vii în față? Ia șterge-o de aici! Nici în biserică nu ești vrednic să stai! Și le-a crezut pe cele pe care le zicea. Așadar, a ieșit afară din biserică și a început să le roage pe Hristos. Hristoase al meu, te rog, îngăduie să merg în alt loc! Și s-a dus apoi mai sus, la Golgota. Acolo se plângea iarăși pe sine. Auzi, să fac o astfel de viclenie! fiindcă port rasa, eu, cel vrednic de plâns, i-am îndepărtat pe ceilalți care sunt mai buni decât mine. Și în timp ce se ticăloșea astfel, deodată a ieșit de la Sfânta Golgota o lumină puternică, asemenea unui fulger care l-a orbit. Atunci a zis sărmanul, s-a pogorât Sfânta Lumină. S-a dus, a luat Sfânta Lumină în felinarul său și a plecat. Părinte, adică nu ajută pelerinajele ce se fac de pildă la stintele locuri? Ia ascultă! Astăzi, dacă mergi să te folosești puțin, trebuie să te vată mi mult. În trenuri, în avioane, la hoteluri, toate s-au laicizat. Cu ce se va folosi cineva dacă va merge la un loc duhovnicesc și va vedea o mare neurânduială lumească? Trebuie să fie foarte duhovnicesc ca să le valorifice pe toate sfrebine. Iar acolo, la locurile de închinare, cel care vorbește și explică, atunci când merg în grup, în unele cazuri este mai bine să nu vorbească. Pentru că nu spune cu evlavie, aici este Ghețimanii, dincolo este Sfântul Mormânt, ci începe să turuie. Aici este aceasta, acolo cealaltă. Acum vom merge la Betleem, unde au venit magii din Persia și încet încet îi duce pe închinători în cuveit. Astfel nu lasă pe cel ce a citit Sfânta Scriptură și știe că aici este Sfântul Mormânt, acolo Ghețimanii, să se reculeagă și să se roage. Acestea sunt numai pentru cel care n-a citit Sfânta Scriptură, dar cei ce merg în pelerinaj la locurile sfinte au citit Sfânta Scriptură. Și astfel, în loc ca oamenii să se folosească, se amețesc, și mai merg și foarte repede de la un loc de închinare la altul neadăpând sinea lor cu cele pe care le aud altceva este atunci când cineva merge în pelerinaj într-un grup duhovnicesc și cu un soțitor duhovnicesc făcând de mai înainte și o pregătire potrivită o femeie care locuia în Ghianița spunea Pelerini sunt aceștia într o jumătate de oră merg la Ierusalim și într altă jumătate de oră se întorc. Pelerini sunt? Mai de mult sărmanii rămâneau mai multă vreme la locurile de închinare și făceau privegheri ca să se folosească duhovnicește, dar și pentru ca să nu facă cheltuieli stând pe la coteluri. Iar banii îi dădeau milostenie. Iar dacă cineva nu simțea nicio schimbare duhovnicească, atunci când se întorcea, îi spuneau, Te-ai dus usturoi și te-ai întors ceapă, iar Sfântul Arsenie mergea odată la 10 ani la Ierusalim, iar distanța din Farasa până la Mersina, de unde trebuia să ia curabia, o străbătea pe jos în 5 zile. Astăzi rar afli astfel de cazuri. Îmi aduc aminte că a venit la colibă un rus din Vladivostok, care se învecinează cu Japonia. Acesta făgăduise să meargă pe jos la sfintele locuri. Când a mers să ia binecuvântarea de la episcopul său, acela i-a spus: „Nu ești sănătos, cum să mergi pe jos?” De aceea s-a dus la mănăstirea din Zagorsk, de lângă Moscova, și a luat binecuvântarea de la un stareț. A pornit de acolo la Paști și a ajuns la Ierusalim în octombrie. Făcea 70 de kilometri pe zi. A venit apoi și în Sfântul Munte pe jos și voia să meargă din nou la Ierusalim avea o adevărată dragoste dumnezeiască, trăia în altă lume. Știa puțin grecește și ne-am înțeles. Am crezut, mi-a spus, că va fi anticrist acolo ca să mărturisesc și să-mi taie capul, dar n-a fost. Acum, când voi merge din nou la Ierusalim, voi face o metanie la Sfântul Mormânt și pentru Sfinția ta, iar Sfinția ta pomenește-mă la rugăciune, și ca să-mi arate cum va face, s-a ridicat și a făcut o metanie, lovindu-și capul de o piatră. Avea o flacără în lăuntrul său, în timp ce pentru alții care merg la sfintele locuri pentru turism și fără evlavie, este mai bine să nu meargă. Cât de vie este prezența lui Hristos la sfintele locuri? De pildă, pe drumul care duce către Golgota simți o schimbare. Chiar dacă nu ai ști unde mergi, dacă umbli pe acolo, te emoționezi. Există și o tăbliță pe care scrie în latinește Via Dolorosa. Și la Sfântul Mormânt vezi diferiți oameni, o felurime. Unii sunt clerici, alții mireni. Unii îmbrăcați cu vincios, alții necuvincios. Unii cu haine lungi, alții cu haine scurte, iar alții aproape fără haine. Unii tunși, alții cu părul lung, lume diferită, mode diferite, rase diferite, de diferite dogme, unul catolic, altul armean, dar toți merg să se închine acolo. Mi-a făcut o impresie deosebită. Este mișcător, dar pe toate acestea trebuie să le privești cu gândul bun ca să fii mișcat și să te înalți duhovnicește. Părinte, dacă cineva nu are dorință să meargă la locuri de închinare, aceasta este din lipsă de evlavie? Nu, eu n-am fost nici măcar la toate mănăstirile din Sfântul Munte, nici la toate locurile de închinare. N-am fost de pildă la Sfântul Ioan Rusul, dar aceasta nu înseamnă că nu simte evlavie pentru Sfânt. Este bine să avem evlavie pentru un Sfânt de la un loc de închinare și să nu mergem. Să mergem numai atunci când ni se ivește vreun prilej, sau când există vreun motiv. Valoare are ceea ce spune Hristos Samarinencei. Adevărații închinătorii se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Părinte, unii sunt siguri că se mântuiesc, iar alții se îndoiesc. Care este poziția cea mai corectă? Scopul este ca omul să țină poruncile lui Dumnezeu. Omul duhovnicesc trebuie să ajungă la o astfel de stare încât să nu se mănească dacă Dumnezeu nu îi va da raiul. Trebuie să conștientizăm bine că astăzi trăim, iar mâine se poate să plecăm și că trebuie să ne îngrijim să mergem lângă Hristos. Cei care au izbutit cu Harul lui Dumnezeu să cunoască deșertăciunea acestei vieți, au primit harisma cea mai mare și nu este nevoie să dobândească harisma înainte vederii ca să prevadă cele viitoare, deoarece este destul ca cineva să prevadă și să se îngrejească de mântuirea sufletului său și să ia măsurile duhovnicești cele mai bune ca să se mântuiască. Vezi ce a spus Hristos? Cât valorează un suflet, nu valorează lumea întreagă. Câtă valoare are un suflet? De aceea mântuirea sufletului este mare lucru. Părinte, adică nu trebuie să aibă cineva nădejdea mântuirii și frica de iad? Dacă are nădejdea mântuirii, nu va avea frica de iad. Iar pentru ca omul să aibă nădejdea mântuirii, înseamnă să fie oarecum aranjat. Dumnezeu nu va lăsa pe omul care se nevoiește cu mărime de suflet cât poate și nu are intenție de a face păcate, dar nevoindu-se, este biruit și biruiește mereu. Dacă are puțină grijă să nu-l măhnească pe Dumnezeu, va merge în rai cu pantofi. Dumnezeul, care este bun din fire, îl va îmbrânci în rai în chip minunat. Va economisi să-l ia în vremea în care acesta se află în pocăință. Se poate ca toată viața lui să se lupte, dar Dumnezeu nu-l va lăsa, ci-l va lua în ceasul cel mai bun. Dumnezeu este bun, el vrea ca tot să ne mântuim. Dacă ar fi fost să se mântuiască numai puțini, atunci de ce s-ar mai fi răstignit Hristos? Poarta raiului nu este strâmtă. Îi încape pe toți oamenii care se pleacă cu smerenie și nu sunt umflați de mândrie. Numai să se pocăiască, adică să-i dea lui Hristos povara păcatelor lor, după care vor putea trece ușor prin poartă. După aceea, avem și îndreptățirea că suntem făcuți din pământ. Nu suntem numai Duh, ca și îngerii. Dar suntem fără de răspuns atunci când nu ne pocăim și nu ne apropiem cu smerenie de Mântuitorul nostru. Tălharul de pe cruce, numai un iartă mă, a spus și s-a mântuit. Mântuirea omului depinde de secundă, nu de minut. Omul se mântuiește chiar și cu un singur gând smerit, în timp ce dacă aduce un gând de mândrie, le pierde pe toate. Trebuie să ne mântuim numai din mărinimie. Nu există durere mai mare pentru Dumnezeu decât aceea de a-L vedea pe om în iad. Cred că de vom avea recunoștință față de multele binecuvântări ale Lui Dumnezeu și un comportament smerit și cu dragoste față de chipurile Lui, care sunt semenii noștri împreună cu puțină nevoință făcută cu mărime de suflet, este îndeajuns ca să avem sufletul odihnit atât în viața aceasta cât și în cealaltă.